Noul val de tineri actori își fac simțită prezența tot mai mult, atât pe scene ale teatrelor de stat, cât și pe scenele teatrului independent, dar și pe micul și marele ecran, în filme și seriale. Nu fac excepție, bineînțeles, nici tinerii care urmează să stăm de vorbă cu ei. Așa că hai să vedem cine sunt și ce fac. Bună seara, dragi prieteni, suntem la Culart. De această dată m-am gândit că este nevoie să discutăm și cu tânăra generație. Tânăra generație care chiar face teatru, face teatru de bună calitate și se mai implică și în proiecte educaționale. Și este foarte important. Dar până la discutat despre proiecte educaționale și despre ce înseamnă implicarea, producția, construcția unui astfel de proiect, am să le adresez invitațiilor mei din această zi o întrebare simplă pe care voi deja o știți și nu mai trebuie să o explic. Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți, ce faceți și de unde veniți? Te rog, Madalina, cred că ești politicos. Eu sunt Madalina Craiu, sunt actriță. Ce să vă zic, am 28 de ani, deci se numește că aș fi din tânăra generație. Despre proiecte, să vă zic despre proiecte. Despre tine, în primul rând. Cine ești tu, de unde vii? Sunt născută în Hunedoara. M-au adus ai mei aici când aveam 2 ani, ei fiind arhitecți. Am crescut într-o lume de arhitecți. Undeva m-am hotărât să dau la teatru, la actorie. Nu știu să explic exact de ce, dar s-a dovedit a fi alegerea bună. La ce clasă ai terminat? Adrian Titieni. Oh, frumos. Bună seara, domnule Titieni. Da. Frumos. Și care a fost primul tău, care a fost spectacolul de licență, de exemplu? Spectacolul de licență a fost Clasa noastră, de Tadeusz Slobogianek. Este un dramaturg contemporan polonez, care are și o școală de dramaturgie în Polonia. Ei sunt foarte bine pe scriitură dramatică. Ăsta este unul dintre textele lui. A fost pus în premieră națională de noi. Frumos. Adică nu l-a mai pus nimeni. Ulterior a fost pus la Cluj. La Cluj. Și a fost chiar și premiat. Unii, da, a luat un inter. Da, exact. Și acum se pune din nou ca spectacol de licență la Clasa doamnei Mihaela Sârbu. Fiind un text extrem de complicat, e vorba despre evrei și polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial, personajele toate traversează vârste diferite. Adică textul începe cu ei la 5 ani toți. Și ajung la maturitate, și ajung la maturitate, mor la diverse vârste. Eu aveam, spre exemplu, de jucat o evreică care murea la 92 de ani. Deci trebuia să joc o viață întreagă. Și e genul de spectacol școală care, da, eu consider că pe mine m-a făcut... Și un rol de compoziție. Exact. Și că te face actor. Te școlește. Frumos. Da. Cine ești? De unde vii și ce faci? Numele meu este Matei Lucaci Grunberg. Sunt din București, chiar din acest spațiu din care filmăm. Aici am copilărit, aici m-am născut, aici tot. Eu am terminat regia de film. Masteratul tot pe film și acum ar trebui să-mi termin doctoratul. Și încerc să mă declar acest lucru public ca să mă motivez să-l termin. Baftă. Da, mulțumesc. Și întâmplător am început să fac și foarte mult teatru. Adică eu am venit pe o specializare de film, însă pentru că lucram cu niște actori și cu un anumit grup de oameni, am ajuns să fac teatru și acum cred că fac chiar puțin mai mult teatru decât film. Da. Vreau să vă întreb pe fiecare în parte și sunt convins că o să răspundeți cât puteți voi de sinceri. La tine am înțeles că nu știi cum a fost momentul când te-ai apucat, când ai vrut să dai la teatru. Da. La tine cum a fost? Când ți-ai dat seama că asta vrei să faci, că asta ți este, dacă vrei, meseria pe care vrea să o faci în viitor și pe care acum o faci, într-o anume măsură sau alta? Când eram mic, mergeam foarte des cu bunica. Și eu vin, cred că e și un avantaj și un dezavantaj de o discuție foarte complicată. Vin dintr-un mediu cultural, adică bunica era filozof, tata e pictor, mama e scriitoare și așa mai departe, adică cumva am avut contact cu universul cultural. Când eram mic, îmi plăcea foarte mult sportul și îmi place și acum foarte mult și teatrul. Deci îmi plăcea tot timpul, mersul la teatru, era ceva acolo, magia teatrului, chiar dacă sună așa foarte clișei, că mă atingea foarte puternic când eram mic. Și după aceea, când am început așa să mă gândesc ce ar fi interesant să fac, ar fi interesant să fac teatru, nu m-a tentat niciodată actoria, deci n-am avut niciodată nevoia de a mă expune sau așa, mă gândeam ce se întâmplă în spate, adică tot timpul mă interesa mai tare culisa, cumva. Construcție. Exact. În loc să mă duc la teatru, am început să văd film.
Și cumva, când eram adolescent, la un moment dat, de aici nu știu să spun de ce, s-a produs un declic în care cumva filmul mi s-a părut că e mai complex. Că te poți exprima în mai multe feluri prin film și am ales filmul. Dar a fost o decizie destul de întâmplătoare în sensul în care era între teatru și film și când eram la vârsta aia, mi s-a părut filmul mai... care acel ceva. Da. Și am descoperit cumva după aceea, acum... ca produs final, e o discuție foarte complicată între teatru și film, pentru că sunt forme de artă și similare și atât diferite. De diferite. Însă, acum, de exemplu, am redobândit fascinația asta pentru lumea teatrului, adică îmi plac repetițiile de teatru, îmi place faptul că e viu și că uneori iese bine, uneori iese mai puțin bine. Îmi place toată atmosfera energia unui teatru, dar adică ceva, filmul e un pic mai tehnic. Un pic mai tehnic și pe o perioadă mai lungă de timp aici, în teatru, și voi știți amândoi chestia asta, în teatru, de uneori, nu tot timpul, dar uneori în anumite producții de teatru, trebuie să le faci în scurt timp, da, relativ scurt, da, să nu vorbim, să înțeleagă lumea greșit, să spunem 3 luni, de exemplu. Da. Iar în alea 3 luni de zile, fascinația ceea ce se întâmplă în spate, în construcția unui personaj sau în construcția unui spectacol, este cu totul alta decât la un film. Da, și dacă vorbim de mediul independent, pentru că noi amândoi lucrăm destul de mult în mediul independent, da, se fac spectacole și în mai puțin timp, știu, pentru că ești forțat de conjunctură să faci un spectacol într-o lună. Acum nu faci Hamlet într-o lună. Nu. Faci niște... Hai să să ne oprim puțin la spațiul independent, pentru că într-un interviu recent, unul din colegii voștri de breaslă, ca să spun așa, Alex Floroiu, vorbeam cu el despre teatru independent, despre ce înseamnă teatru independent. Și acum vă întreb pe voi, din punctul fiecăruia de vedere, ce credeți că înseamnă momentul de față, momentul în care noi stăm de vorbă, teatru independent? Din perspectiva mea, cel puțin, are o conotație pozitivă, cumva, teatru independent. La mine a fost de așa natură meseria, încât am fost tot timpul implicată, spre exemplu, în proiecte de film. Și atunci, teatru independent, pentru mine, are libertatea, spre exemplu, de decizie asupra proiectelor, asupra programului, asupra repetițiilor, lucru care pentru mine a funcționat foarte bine până acum. Deci, dintr-un anume punct de vedere, teatru independent e un mediu mai liber, atât ca opțiune artistică, cât și ca opțiune pur administrativă, cu metehnele lui, în sensul în care în niciun caz în teatru independent nu vorbim de aceleași finanțări ca în teatru de stat. Mai degrabă investești decât primești. Exact, da. Cam asta ar fi. Eu sunt un mare consumator de teatru independent și de film independent, adică cumva am fost tot timpul aplicat spre independență și aici cred că are dreptate Mădălina. Și pentru mine personal, faptul că pot să lucrez cu ce actori vreau, pe ce texte, exact, vreau, în ce țăcăneală vreau, adică e o doză de libertate care e foarte frumoasă. Lipsa de bani din mediul independent cred că te și ajută cumva, pentru că te obligă să fii creativ, te obligă să găsești diverse tipuri de texte sau diverse tipuri de soluții, convenții regizorale și așa mai departe. În același timp, este un mediu din păcate mult prea puțin mediatizat și susținut financiar. Adică noi vorbim de faptul că ai niște AFCN-uri care pot fi aplicate, ai din când în când acces la alte fonduri, investitori privați foarte puțin spre deloc. Nu zic că nu există, dar sunt foarte, foarte puțin. Noi, de exemplu, noi suntem și un pic păguboși ca structură, pentru că noi avem o asociație, JMV, cu mai mulți actori și oameni de vârsta noastră. Și noi suntem foarte mulți în toate spectacolele noastre independente, adică sunt câte 7, 6, 7, așa. Din punct de vedere financiar, nu e avantajos. Foarte complicat. Pentru că în mediul independent unde câștigi din încasări, e avantajos să faci one-man show, să faci spectacole de 2, 3, 4 personaje. Și, ca să nu o fac o întreagă teorie, un element, cred că singurul lucru care sper să se schimbe în viitorul apropiat, este că te obligă momentan, în general, mediul independent, cel puțin pe teatru, la un anumit tip de text. Da, adică e un fel de convenție undeva în spate, acolo în care spune, știi, cam astea sunt zonele în care trebuie să te duci ca și text. Foarte limitat. Și nu-i neapărat că... Da, e vorba că nu poți face un spectacol cu 20 de oameni. Da. Că nu poți să-i aduni dacă tu nu ai cum să-i remunerezi. N-ai cum să faci un spectacol de costume sau de super decor, să faci o construcție întreagă, pentru că nu e unde să depozitezi. Spațiile independente de teatru sunt mici, adică cumva te obligă spre un anumit tip de limbaj și mi-ar plăcea să existe pe nișa independentă să înceapă să apară și niște proiecte care să fie
să nu mai fie asociate astea teatrul independent, nu, să fie valabile și într-un teatru de stat, care are posibilitățile de a susține megaproducții. Da. Pot să vă întreb altceva? Chiar și maestrul Mălai Mare spunea la un moment dat că el nu și-a dorit ca teatrul Masca să devină teatru de proiect. Cum vă sună ideea asta? Mie foarte bine. Și eu sunt teatru de proiect în sensul în care să fie, să nu mai fie oamenii neapărat angajați. Așa, da. E o discuție din perspectiva mea și din punctul meu de vedere, clar ar fi foarte bine. În același timp pot să înțeleg că e o discuție foarte complicată aici, prin simplu fapt că sunt oameni care sunt angajați pe perioadă nedeterminată și e un subiect foarte sensibil și un sistem care așa a funcționat la noi, numai că funcționa așa în altă epocă, în care cumva lucrurile erau, da, terminai o facultate, te duceai acolo, teatrele erau mult mai, erau teatre de trupă față de acum. Da. Și acum e greu să spui că teatrele erau trupe. Da, e foarte complicat să mai spui chestia asta. Te angajezi, dacă e o oportunitate de a te angaja, te angajezi. Nu te duci numai pe, visul meu e să joc la Odeon. Nu, dacă se deschide un post la mic, tu te duci la mic, adică cumva... Da, am înțeles ideea, vreau să revenim puțin la proiectele voastre. Spuneai mai devreme că aveți o asociație. Chiar vreau să discutăm atât cât putem, 2-3 minute despre asociație, despre proiectele pe care voi le-ați desfășurat până acum pe asociație. De ce spun asta? Pentru că generația tânără, generația voastră, cei care veniți acum din urmă, și chiar lăsând la o parte faptul că faceți teatru independent, este vorba de artă, de cultură, de aducere în fața unor valori, poate un pic mai mult decât se mai face și în alte zone ale culturii și ale artei, dar sunt importante, în măsura lor, atât cât sunt. Și atunci, care sunt proiectele pe care voi le-ați derulat pe asociație, unde ați jucat până acum și unde veți putea juca în continuare? Veți putea juca, apropo de ce spuneați mai devreme de spații. Preiau eu acest răspuns. În primul rând, noi am făcut această asociație și cumva cum m-am apucat eu de teatru a fost prin, chiar prin Mădălina și niște colegi de ei de la facultate, Tavi Costin, Andrei Cătălin, Ștefan Huluba, Irina Antonie, sunt niște actori tineri foarte talentați, în care eu cred foarte mult. Noi am făcut un spectacol pentru Gala Hop. M-au rugat să scriu un text, am scris un text, l-am repetat, l-am ridicat, ne-a ieșit drăguț. Acum nu era... A fost un spectacol bun pentru niște oameni la început, din punctul meu de vedere. Și care a și trăit destul de mult timp. Adică asta e foarte important dacă a avut viață. Da, a avut viață. Păi și acum îl jucăm în cadrul unui proiect. Și, practic, noi am făcut acest spectacol și am zis, domne, hai să continuăm să jucăm, să vedem ce se întâmplă. Am înființat asociația, deci vorbim de vreo 4-5 ani. Și de atunci, pe această asociație, am produs, cred că, vreo 7 sau 8 spectacole de teatru. Unele cu finanțări, unele din banii noștri, unele au avut succes, altele au avut un succes mai... Nu au fost chiar eșec, n-am avut niciun eșec major, dar n-au fost toate hituri. E vorba de un echilibru până la urmă. Da. Am produs și 2 scurtmetraje și în afară de asta ne-am implicat și niște... nu știu cum să le spun exact, dar prin niște fonduri atrase de la FCN am făcut și niște proiecte... plecate spre zona socială, într-o anumită măsură, adică încercăm să creștem această asociație. Și pe altă latură. Da, tot cultural, adică nu... Dar cu impact social și pe implicare socială. Exact. Și ultimul lucru pe care spun și pentru mediul independent, spațiile în care jucăm și în care poate să vină oricine să ne vadă, să încercăm să ne facem și mai vizibili, la Godot, dar din păcate Godot acum s-a închis. Acum o săptămână s-a închis Godot, aveam 2 spectacole la Godot, să vedem ce se întâmplă acolo în funcție de ce se întâmplă cu spațiu. La Green Hours avem un spectacol, la Teatru de Artă jucăm acum, la Teatru Dramaturgilor jucăm... Exact, la Muzeul Național al Literaturii Române din Calea Griviței. Exact acolo jucăm, chiar pe data de 12 jucăm procesul lui David M. Golan. Vreau să ne oprim acum un pic asupra proiectelor astea de impact social, pentru că până la urmă și trebuie să-i mulțumim Dianei Sârbu pentru că ea ne-a strâns, ne-a unit astăzi și îi mulțumesc încă o dată. Mulțumim, vorbim, Diana. Vorbim de acest proiect pe care voi îl faceți acum cu ajutorul Dianei, dacă pot să spun așa. Pe mine mă interesează foarte tare proiectul ăsta pentru că este un proiect foarte frumos. Mergem cu teatru în licee, exact. Ceea ce zic eu că e important. Hai să discutăm puțin despre proiect. De data asta eu? Păi te rog.
acest proiect a început, eu nu am început acest proiect. Matei a început acest proiect împreună cu Diana Sârbu și cu Ștefan Huluba, dacă nu mă înșel. Ei au fost motorul acestui proiect. Ulterior am fost implicați mai mulți traineri, pentru că presupunea să avem traineri în acest proiect. Ce presupune el este să mergem în licee, să zicem, defavorizate, în sensul în care... ne-am ales licee tehnologice, licee din medii care au mai puțin acces la cultură teoretică. Nu vrem să generalizăm, dar teoretic sunt. În sensul în care nu sunt specializate pe filologie, spre exemplu, sau da. Adică nu au activități neapărat. Sau, da, sau care nu au trupe de teatru în sau cadrul. Care nu au trupe de teatru. Niciunul din liceele în care am fost, nu au fost și acum fost, toate liceele, apropo de efectul, toată lumea ne întreabă unde putem cum facem să, o trupă, da. Cum facem o trupă a liceului, adică bă, deci asta e un efect important. Da. Enorm și ne pare foarte bine că e și ăsta un efect și de fapt cel mai mare efect a fost foarte imediat. Nici noi nu ne-am dat seama ce succes o să fie acest proiect și ce bine o să ne facă și o să le facă, adică cumva este unul dintre proiectele de care chiar suntem mândri. În sensul în care el se desfășoară pe parcursul unei luni, sunt 4 săptămâni cu câte un workshop pe câte un text dramatic. Am ales Shakespeare, Hamlet, Hamlet de Shakespeare, Steaua fără nume a lui Mihail Sebastian, O scrisoare pierdută Caragiale și Avioane de hârtie Elise Wilk. Elise Wilk, care este dramaturg contemporan și scrie special pentru adolescenți. Știu. Avioane pe hârtie, care este un spectacol destul de greu dacă stai să te gândești. Este. Cu foarte multe mesaje sub text. Da. Și acolo este foarte important pentru că, până la urmă, exact ce spuneai tu, apropo de adolescenți, adolescentul se poate transpune într-un personaj mult mai ușor decât ne imaginam și noi. Și cu aceste texte, noi am mers și mergem cu noi în aceste licee și citim ca la teatru. Fiecare cu textul în față, fiecare cu un personaj și se desface textul nu ca la școală, ci din perspectiva unei actrițe sau unui regizor sau a unui profesor de la un ATC sau în funcție de trainerii care erau și care citesc textul ăla din altă perspectivă. Și cumva la început am zis o să fie complicat, dar de fapt în contextul ăsta atât de mult s-au bucurat de a citi, de a se prosti pe rolurile alea, de a pune întrebări, adică descopereau și simțeai chiar, acum nu cred că schimbi lumea, dar într-adevăr simțeai așa că măcar cu niște lucruri îi ajuți. Eu zic, scuză-mă că te-am întrebat, eu zic că totul schimbi. O mică parte cel puțin ne-am propus și noi. Cumva scopul proiectului ăla primar, prima treaptă era să deschidem un mic apetit pentru lectură. Chit că e de text dramatic. Am întâlnit marea majoritate a copiilor cu care am lucrat, a adolescenților cu care am lucrat, nu s-au întâlnit niciodată cu un text dramatic. Adică a fost oricum o noutate. Și un impact. Și un impact pur și simplu la nivel de structură. Și de a urmări o poveste cu totul și cu totul altă structură decât cea cu care sunt obișnuiți. Și faptul că citeau pe personaje și că se obișnuiseră să urmărească povestea prin prisma personajelor și prin ce zic fiecare, adică a fost așa o bucurie că mi-e greu să pun în cuvinte. Eu mă bucur foarte tare că se vede pasiunea, în primul rând la tine, se vede pasiunea în ochii tăi. Apropo, când vorbești de proiectul ăsta și mi se pare fabulos, mă bănuiesc că ideea ți-a venit ție, Matei? Da, ideea a fost, noi încercăm, apropo de mediul independent, încercăm să atragem fonduri ca să facem niște proiecte și ca să putem să lucrăm în continuare. Și asta a fost o idee în care am zis, hai, că e o idee chiar frumoasă, hai să încercăm să o facem și să vedem ce este. Și am avut noroc, am câștigat o mică finanțare care ne-a ajutat și în cadrul proiectului, ca să rotunjim toată povestea, la finalul fiecărui atelier, deci pe fiecare autor, se face un spectacol lectură cu ei, în care ei se joacă și se prostesc în direcția aia. Iar noi jucăm chiar spectacolul de care am vorbit mai devreme, primul nostru spectacol, Paravan Două Telefoane, îl jucăm pentru fiecare liceu în parte, cu acces gratuit și așa mai departe, și stăm la final la o discuție cu ei. Și am ales spectacolul Paravan Două Telefoane pentru că este în spectacol e vorba despre culisele teatrului și despre eșecul unei repetiții și a unei premiere și ai bucățele de Caragiale, de Ionesco, de Cehov și de... ce mai e? Caragiale, Ionesco, Cehov și mai avem ceva. Și Shakespeare. Și Shakespeare. Avem și Romeo. Romeo și Julieta. Da. Care este proiectul tău
Lăsăm proiectul, de, proiectul social, că acolo am înțeles deja. Cum ai ajuns în Umbre? Care e un serial foarte bun, by the way. Mulțumim frumos. Uitați-vă la Umbre. Acum 4 ani am mers la un casting făcut de Dominica Cârciumaru, unde l-am cunoscut și pe Bogdan Mirică, care este cel care scrie și regizează o parte din episoade, acum le regizează pe toate. Și am ajuns în ultimele 3 variante de Magda, care este personajul din Umbre. Și cumva am avut marele noroc ca Bogdan să mă vadă într-un scurtmetraj care era primul meu scurtmetraj, primul lucru pe care l-am filmat vreodată în viața mea. El era în juriu la TIFF în momentul în care s-a proiectat acel scurtmetraj și a plăcut foarte tare și cumva a fost momentul micul, da, exact. Și așa am ajuns în Umbre și s-a nimerit să fim o echipă senzațional de bine legată, care se simte foarte bine împreună și sperăm că asta se vede și se vede. La care acum filmăm al 3-lea sezon. Și o să vă explic de ce este de suflet. Din punctul meu de vedere, Umbre mi se pare un serial cu totul altceva pe plaja asta românească de seriale. Și vorbim de seriale românești, nu vorbim de seriale aduse din afară, străine, nu de americane. Da. Care are un concept în spate venit de undeva de afară, asta știm. Da. Dar mai departe se vede amprenta și a voastră ca actori și se vede și amprenta lui Bogdan, pe care îl salut cu ocazia asta. Și trebuie să recunosc că eu am plecat de la premisa când am văzut prima serie... Băi, ok, l-au luat un concept de afară, l-au modernizat și l-au adus, l-au adaptat în România, dar culmea este că nu e adevărat. E cu totul altceva, pleacă, se duce direct în altă parte și nu are nicio legătură cu originalul. Este, s-a schimbat total. Originalul era într-o zonă de mai degrabă soap opera, mai degrabă easy TV, așa, și cu foarte mult umor, adică niciun caz într-o zonă foarte dramatică. Și dramatică. Așa cum s-a dus Umbre de România. Umbre de România a luat cu totul și cu totul altă turnură. Știu. Și mi se pare foarte interesant pentru că au simțit momentul în care a trebuit să schimbe macazul și au făcut-o, din punctul meu de vedere, ca și consumator, ca să spun așa. Da. L-au făcut foarte bine. Și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim frumos. Matei. Da. Ce faci de acum încolo și care este proiectul tău de suflet? Care a fost sau este proiectul tău de suflet, lăsându-l pe cel despre care tocmai am discutat? Proiectul meu de suflet, e foarte greu să spun, acum proiectul meu de suflet, în secunda asta, cred că se schimbă, adică n-am unul care să-mi fi modificat cumva toată viața, este chiar ultimul spectacol pe care l-am făcut la Green, cu E frică de mitica sau Atenție se taie apa, scris de Sever Brzan, un alt coleg de-al nostru actor. O comedie foarte sănătoasă, foarte deșteaptă și foarte pe gustul meu din multe puncte de vedere. Și tu o regizezi? Eu o regizez. Ca proiecte de viitor, noi continuăm cu teatru să facem. Noi scriem texte de ale noastre, adică eu scriu, Sever scrie, luăm texte, căutăm și acum vrem la finalul anului să mai scoatem încă un proiect, încă nu știm exact ce. Adică acum suntem în lecturi și în negocieri. Și aș vrea ușurel să-mi pregătesc un metrajul de debut pe care l-am deja scris. Eu am avut un pariu eu cu mine că până la 30 de ani o să fac un metraj. Fac 30 de ani anul următor. Mulți înainte. Mulțumesc. Așa că cumva, indiferent de mediul independent sau susținut sau că tot iau... Tu vrei să-l faci. Da, ceva, adică încerc să mă motivez în direcția asta pentru că mi se pare că până la urmă trebuie să te expui și la povestea aia. Am înțeles. Și acum îmi pare rău că trebuie să te întreb. Nu spun cu părere de rău, dar îmi pare rău că trebuie să te tem un pic apropo de proiect. Ai zis de film și nu pot să nu te întreb de colecția ta impresionantă pe care colegul meu o să o filmeze la un moment dat și trebuie să o vadă și spectatorii. Da. E o colecție impresionantă. Cum ai reușit să strângi colecția asta? În timp am din liceu am început să achiziționez DVD-uri. Părinții mi-au cumpărat ceva DVD-uri când eram mică, știau că asta îmi place și așa mai departe. În fiecare țară în care merg, în fiecare vacanță în care merg, îmi iau de acolo câte ceva. După aceea am început să-mi iau și Blu-ray-uri și am tot adică chiar a fost, eu sunt și un pic colecționar,
Deci dacă aș putea să, dacă aș avea mai mulți bani, aș colecționa foarte multe lucruri. Te cred. Adică îmi place ceva. Și eu am aici, de exemplu, ordine în casă, tot timpul când mă apuc să fac ordine, la mine înseamnă să scot toate DVD-urile și să le pun în altă ordine, să le pun la loc și eu am impresia că gata, e ordine, toată casa. Și pot să-mi petrec o săptămână rearanjându-le, dar muncind și mă obosește și așa mai departe. Deci chiar am făcut, dar e și o bucurie, nu știu, o satisfacție, nu știu exact ce reprezintă această satisfacție. De care suntem conștienți toți oamenii din jurul tău, cumva, adică păi toată asta, lumea contribuie la exact, la de asta mi-a atras atenția de când am intrat, știi, m-am văzut-o și zic, ok, stai că despre asta trebuie să vorbim. Da. Acum, pe final, Mădălina și Matei, faceți abstracție de mine. Da. Și am să vă rog să vă uitați în obiectiv. Așa. Și fiecare pe rând, sau amândoi, cum vreți. Da. Să le transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri și să răspundeți la o singură întrebare. De ce trebuie să meargă lumea la teatru și la film? Mădălina? De ce trebuie să meargă oamenii la lumea la teatru și la film? Pot să încep eu dacă vrei. Începe tu. Da? Da. Nu trebuie să mergeți la teatru și la film, dar dacă mergeți, cred că și pe teatru și pe film, 100% găsiți ceva ce o să vă bucure puțin, o să vă distreze un pic, o să vă emoționeze. Adică nu cred că trebuie, cred că poți să nu mergi și să trăiești, dar cred că viața e un pic mai interesantă și un pic mai cumva îmbogățită. Dacă te duci. De acord. N-a fost foarte doct mesajul. Foarte, ca un plus. Așa. Da, nu trebuie să mergeți la teatru și la film, dar avem această plăcere umană cu toții de a asculta sau a vedea o poveste de când ne știm și la teatru și la film se spun povești și câteodată unele spectaculoase. Eu vă mulțumesc. Vă urez mult succes în continuare și să dea Domnul ca metrajul pe care tu vrei să-l faci să apară cât mai repede. Da. Pentru că și se rupă norii. Exact. Eu sunt consumator de film și de teatru. Vă urez în continuare succes cu proiectul pe care voi îl desfășurați cu Diana. Și da, și să o menționăm și noi pe Diana, că Diana ne-a ajutat să coordonăm absolut tot proiectul. Da. Adică așa. Și să vă ajute Dumnezeu să jucați cât mai mult teatru, tu să joci în cât mai multe spectacole de teatru, mai multe filme și nu neapărat seriale, dar și în alea să joci. Da. Iar ție să-ți ajute Dumnezeu să te văd cu un premiu ca și regizor de teatru. Aia să fie. Mulțumesc mult de tot. O zi bună. Și voi, prieteni, nu uitați. Nu trebuie să mergeți la teatru și la film, dar trebuie să iubiți teatru și filmul, așa cum puteți voi. O seară bună! Dacă v-au convins acești doi tineri, sunt mai mult decât satisfăcut. Dar până la următorul moment al emisiunii noastre, luăm o pauză și revenim.